Bine v-am prieteni, îl vedeți în spate pe premierul desemnat Și probabil premierul plin, Nicolae Ciucă, general Retragere, etc, etc Înainte a fost domnul Iohannis care a ținut să ne spună că S-a format o nouă coaliție majoritară Da Și că această coaliție l-a propus pe domnul Ciucă Să fie premier Adică nu Iohannis l-a propus, nu învârtelile de trei luni de zile aproape merg înspre dorința domnului Iohannis de a avea un premier uh, numit Nicolae Ciucă, ci coaliția, după ce au stat, s-au gândit programe de guvernare, etc., etc., s-a gândit coaliția că, uite mă, generalul ăla stă pe margine, ce-ar fi să luăm? Știi, uh, mă, cum nu ai ba să ai încredere? Am văzut lista guvernului. Florin Roman, penelistul la cercetare și digitalizare. Ce le recomandă? Nimic. Dar îl recomandă, dacă vrei, cercul de putere pe care și-l creează acest nou hrebenciuc în interiorul PNL-ului. Atât. Pur și simplu, atât. După aia am văzut că ministrul antreprenoriatului pare să nu fi lucrat până la 29 de ani. Da? A lucrat la firma lui nevastă sa și după ce a ajuns senator, a început firma aia să aibă o grămadă de contracte cu, cu statul și a ajuns, iată, ministrul al antreprenoriatului. Bă, băieți, atunci când pui un ministru, voi asta nu înțelegeți, și voi PSD, și voi PNL. Trebuie să existe o anumită garanție. Și garanția asta știi de unde vine? Din trecutul lui. Bă, cine e asta? Știi cum zicea uh, Băcanu, săracul, în 1990? Ce ai făcut în ultimii cinci ani? Da. Bă, ce ați făcut? Florin Roman ce a făcut? De unde până unde? Digitalizare, cercetare. E un tip. Bă, bă, aveți cel puțin trei oameni în Occident care ar fi putut să insufle pur și simplu încredere că, uite, cercetarea va fi un domeniu în care România poate excela. Da? Uh, ai ai o mulțime de tineri școliți în Occident care fac performanță într-o grămadă de multinaționale din Occident și care s-ar întoarce, dar n-au la ce. Și aici nu e vorba de intră în partid sau nu intră în partid. Nu ai loc să intri în administrațiile înalte pentru că n-ai pe cineva în partid, nu ești în partid, n-ai deschis portiera, n-ai dus servieta, n-ai scămoșat sacoul domnului XYZ. Da? Bun. Zicea Olguța Vasilescu, bă, și se hăhăie fata și are dreptate să se hăhăie, acum indiferent că îți place sau nu Olguța. O și zis, bravo Marcele, bravo Ciolacule, le-ai luat și, și bănuții de pe pieptul mort, mortului, ăstora de la PNL. Și bulu bulu, adică mărunt din buze, face câțu, care pur și simplu a distrus un penele bă, nu se știe din ce motiv. Adică l-ai băgat în cofa pnc știi? Circula o vorbă înainte în PNC, atunci început să, să se destrame. Domnule, PNC-ul e ca o cultură de cartofi. Tot ce e mai bun e sub pământ. Ceva în genul ăsta este astăzi și Partidul Național Liberal. Sigur, socialiștii fac nuntă. Nuntă cu dar, în sfârșit. Ați văzut, bă, că am reușit să-i rezolvăm și încă cu cine? Cu Iohannis. Îți dai seama, l-am luat pe Iohannis, l-am flaușat, l-am l-am berluit, berluială e căptușeală, da? Așa? Și am rezolvat problema. În timp ce liberalii acum stau și se bat. Ai văzut că dacă nu mai fost ministresa turcan, a sărit la gâtul lui Câțu. Aha, de ce nu spui, băi, pocheristule, nu sunt bani de pensii din 26 noiembrie încolo? Hopa! Câțu îi zice, domnule, de asta să le discutăm în BPN, nu, pe, nu în public. Adică, mă, băieți, de ce să nu discutăm în public? că voi de la public luați bani. Voi nu luați bani nici de... Nu trimite mătușa, n-aveți fiecare canăstase ca câte o mătușă tamară, pur și simplu nu-i interesează. România astăzi este o partitocrație. Adică puterea aparține exclusiv partidelor. Indiferent cum faci, firea va fi acolo, budăi ăla de la Botoșan va fi acolo, tovarășul șofer, acolo-i e, e, Florin Roman, acolo-i tipul ăla de, despre care n-am înțeles cum să-l pui ministru la antreprenoriat și la săracul n-a demonstrat nimic. Până la 29 de ani. Și se pare că e o chestie de asta destul de, de comună în partidele mari, că nici cu până la 27 de ani sau 37 de ani, săracul nu a lucrat, a fost șomer. Ăsta alt, da, de la antreprenoriat, penelistul din Suceava sau de nu știu unde e, și ăsta e așa, are un fel de, 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 de halou, de, de hău în CV până la 29 de ani. Bă, nu va a sătura totuși? Eu mă gândesc așa, să zicem că sunt porc. Domnule, chelul ăla de la Cluj este un porc. Și ajunge ministru. Bă, cât ai fi de porc? Știi, la început, be un coniac, fumezi un trabuc, zice domnule ministru, toată lumea, te duci în satul tău natal, vine primarul să-și prezinte omagile, vin oamenii de afaceri încet, încet către tine, oare n-ați vrea să beți o cafea cu mine? Oare, știți dacă aveți ceva, vreun nepot, da? Oia de la companiile de sat tremură, bă, o vin ăsta nou, cum îl lungem, da? Bă, astea stric. Cât îi fi de porc, la un moment dat te gândești, bă, n-am o oglindă la îndemână. Până la urmă ce sunt? Îmi place să fiu porc. Îmi place să-mi să spună lumea doministru ministru în față și în gândul uh, ei, al lumii, să fie o caută ăsta la minister. Adică e o chestie de stimă de sine să vrei să lași ceva în urma ta. Bă, măcar o chestie prin care lumea să te recunoască. Vezi cum era Vasile Lupu. Bă, Vasile Lupu ăla, penețistul ăla vechi, din nordul Moldovei era și el, era un tip, nu avea carismă, era mai dolofan, dar a lăsat legea lupului. De ce? Pentru că venea dintr-o dintr garnitură cumva uh, sculptată, plămădită după caracterul lui Coposu, al lui Rațiu, Ticu Dumitrescu, oameni care au răbdat. Și au răbdat ca să lase ceva în urmă și au lăsat în urmă și în pușcărie, ani, familii, suferințe, da? Și când au ajuns, n-au avut nici măcar gândul răzbunării. Au zis, hai să începem iarăși să facem ceva. Bun, ăștia de acum sunt niște nehaliți. Înțelegi? Simți, simți cu ajuns niște flămândoci, niște flămânzoci la putere, tip care nu s-a bucurat de un ecler, mă, de o savarină în viața lor. O stat așa pe la, pe la marginea teraselor, așteptând să, să, să nu mănânce unul un ecler și să aer farfuria îndoa, să, să, l, îndoape repede, să se îndoape cu eclerul ăla. Știi, familicia pe care îi vezi din când în când îmbrăcați cu ștafi de alea chinezării, de alea care strălucesc, eventual cu niște boxe, cu leduri chinezești și stau așa pe la, pe la margine, da de-i cheamă cineva să le dea o bere, să-i cheme la o poveste, să le, spună, să le spună ălora, băi, ce priceput am fost și ce tare. Dar nu plătești tu berea asta, că n-am niciun ban la mine. E ca în reclamă aia, -mi și mie 25 de lei să mă întorc în viitor. Da? Adică ăștia sunt, tată. Povesteam asta cu cineva de la un jurnal din Bihor. M-a sunat, uite, să facem un interviu, etc. Și mă întreba ce crezi că va fi? Și am zis, Bă, Vreau să știe, o să mergem spre modelul uh, ungaro-polon, o să mergem pe modelul occidental-bruselez. Și am stat și m-am gândit și după am picat fisa. Bă, noi avem un model specific românesc. Se numește derizoriu. Spirala asta derizoriului. Nu putem fi nici ca ungurii sau ca polonezii, nu putem fi nici occidental ca uh, bruselezii, uh, berlinezii, parizienii, milanezii, etc. Da? Pentru că noi întotdeauna aducem derizoriu în viața publică și facem din derizoriu ăsta o întreagă ideologie în jurul căruia mereu, în jurul derizoriului, mereu uh, unim națiunea. Doamne, să fie, să vadă, să facem, să sclipim, să fie scandal, uh, să fie, să dă în gură la 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 dă acolo, dă un cap în ficat, un cap în gură, da? Și la sfârșit toată lumea își dă câte un cap sub buric. Adică pur și simplu sunt incapabili. Cel puțin ăștia din, sau majoritatea, că nu vreau să generalizez, da? majoritatea ăstora care astăzi merg la guvernare sunt incapabili să priceapă că guvernarea este un act de încredere. Este, este cecul alb pe care noi ăia, fraierii care am la vot, și o să o mai duc, o să mai fiu fraier, în fie, de fiecare dată o să mă duc la vot, da? măcar atât să avem, da? Fraierea care am mers la vot, ă, au dat un cec în alb. Mă, un cec în alb, e ca un... Gândește-te că îți vine un meseriaș care ce domnule, am o echipă de 5 muncitori, de 4 muncitori, uite, el a lucrat acolo, el a lucrat acolo, e specialist acolo, și când vine, tu faci contractul cu el, băi, băieți, gata, să vii să lucrezi, hai la guvernare, guvernează în curtea, guvernează în casa, da? Fă o frumoasă și vine cu vreo patru holanger de a fără dinți cu berea neas și cu sticla de vot în buzunar. Domnule, e patru, ți-am zis că sunt patru, e cinci, ți-am ți zis că cinci. Da? Și dintr-o dată îi lasă să-ți guverneze sau îi mai lasă să facă ceva. Exact așa sunt ăștia de la guvernare. Băi, eu înțeleg, trebuia un, un registru stabil în politică. Deși stabil însemna și PNL, și USR, și UDMR. Adică toată coaliția asta însemna ceva stabil. Nu ți-o plăcut. Băi, câțule, fă ceva să plece ea de la guvernare. De la far pe Voiculescu. Nu contează că ai protocol. Da? Bă, ăștia au zis că nu ies de la guvernare. Bine, mă, mai dă o dată. De la far și pe la alt. Că pune procurorul independența. E nebunit. Acum când vin 30 de miliarde de euro. L-am dat avară. Au ieșit ăștia de la guvernare. Aoleo, ne au ne-au părăsit. Da? Și după aia, bine, au plecat. Fac o coaliție. Bă, bă, trebuia să umblați pe ouă clocite, pe sârmă, pe, pe coș de nucă trebuia să umblați în genunchi, dar și să vă gândiți ce avem noi mai credibili în partide, da? Pe cine am putea chema dacă tot fac coaliție, da? Oare ce ar zice Cristian Diaconescu, de exemplu, da? Nu contează că noi intrat în Parlament. Are credibilitate. Dom'le, vrei să vii lângă noi? Ce zice Negrescu de la PSD? Uite, un tip cu credibilitate. Dom'le, hai lângă noi. Pe cine mai găsim de la PNL cu credibilitate? Adică tipi în fața cărora să spui jos pălăria. Da, nu mai contează din, ce, din ce tabără ești de stânga, de dreapta, jos pălăria, n-am ce să comentez. Ai un CV impecabil, ai un trecut performant, musai, trebuie să ducem tot, totul ăsta numit țara înainte. N-a fost așa. A fost o bălăceală. Băieți, acum e momentul, vin meleardele. Hai, pregătiți-vă, îl punem pe ăla la drumuri. Ce ești, bă? Bă, eu sunt specialist în comunicare interculturală. Bine, mă, fi șef la drumuri. Da, de nu vede presa. Și dacă vede presa, ce? Mare șmecherie, aia cu, cu apele române, ce au fost? Lasă, bă, că i-am tras lui, lui Ianculescu, l-am pus pe ăla care vindea cafea. Nu, no, și acolo, ok, e acolo descoperit. Dar de las că mai avem încă comie de funcții. Nu au descoperit tot. Despre asta este vorba în acest act de guvernare, care este ca un act sexual ratat. De ce? fiecare s-a pupat sub coadă. Salutare, sunt furios, am plecat la televizor. Pa!